Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Doctor în Sien. Invitatul meu de astăzi este medicul Adrian Udrea. Bine v-am găsit! Bine ați venit, mă bucur! Și povestim astăzi despre statutul medicului oncolog, nu neapărat în România, ci mai ales în viețile pacienților oncologici. Dumneavoastră sunteți alături zi de zi de pacienții care au fost diagnosticați cu cancer. Cum este? Aș începe prin a spune, din fericire, ziua de astăzi e foarte diferit față de ceea ce a fost când am început eu specialitatea, la începutul anilor 90, când posibilitățile care le aveam erau mult mai mici și de diagnostic și de abordare și de tratament și de orice vorbim în ziua de astăzi. Și atunci când uneori unii din pacienți ajung în momente dificile și trebuie să îi ajutăm să treacă peste ele, încerc mai întâi să mă auto-îmbarbătesc pe mine ca să pot să-i ajut pe ei. De fapt, la începutul anilor 90 am avut o ocazie deosebită să lucrez într-un serviciu occidental, lucru care pe vremea respectivă nu era chiar așa de ușor de făcut cum este în ziua de astăzi. Și primul lucru care m-a șocat a fost faptul că totul începea cu o strângere de mână, ceea ce la noi nu făcea nimeni. Intra omul pe ușă și tu, mai ales în postura de, să spunem, oncolog, dar și în alte specialități, încercai să treci peste momentul încă al câtelea pacient este astăzi, o să reușesc să duc încă un pacient și, mă rog, alte lucruri care puteau să intervină legate de tratament și așa mai departe, dar faptul că totul începea cu o strângere de mână. Și lucrul ăsta mi-a fost confirmat pe urmă de pacienți care am avut aici. Este esențial, pentru că aici începe empatia. Nimic nu se poate face, zic eu, nu numai în specialitatea asta, și în alte specialități, fără să empatizezi cu persoana din fața ta. Pentru că, mai ales în această specialitate, lucrurile pot să devină dificile. Atât din punct de vedere al discuției, al situației în care te poți afla în viață și la care nu te aștepți, cât și din punct de vedere al efectelor, tratamentelor, pentru că, sigur, în ziua de astăzi avem posibilități bune, dar aproape orice facem e urmat de niște efecte adverse, să spunem, cum le numim în jargonul medical. Și totul trebuie să înceapă cu această strângere de mână. Și asta am încercat pe urmă să înveț pe toți cei tineri cu care am lucrat. Primul lucru, când vedeți pe cineva în fața voastră care vine să vă ceară ajutorul sub forma pe care o știm, trebuie să înceapă de aici. Pe urmă lucrurile se complică. Dumneavoastră, ca medic-oncolog, aveți uneori misiunea ingrată de a le spune pacienților că au cancer. Sau de a le spune că tratamentul nu a mers așa cum trebuie. Sau de a le spune că se termină. Cum reușiți să vă detașați de fiecare caz în parte? Sincer, nu reușesc. Încerc să trec, dar mă implic în viața fiecăruia până la urmă în felul ăsta și preiau asupra mea. Chiar emoțional. Și probabil din cauza asta majoritatea celor cu care am avut de-a face vor să revină la mine, pentru că și-au dat seama, poate și cu siguranță uneori am greșit din punct de vedere profesional, toți greșim. Chiar dacă am greșit uneori în ceea ce le-am propus ca și tratament, cu siguranță că au înțeles că am făcut-o fără să vreau într-un fel,
din motive diverse, dar că sunt alături de ei și că încerc să-i ajut cât pot mai bine și cât știu mai bine. Și de fapt, aici cred că trebuie să trecem la etapa următoare, care ține de o lipsă de informație destul de extinsă, aș spune. Și anume că oncologia este una din specialitățile care în Occident se practică în majoritate pe bază de ghiduri terapeutice. Ori asta, într-un fel, te pune la adăpost față de anumite situații în care pacienții îți cer sau nu înțeleg sau te condamnă chiar că n-ai făcut altceva pentru ei. Ori ceea ce se face și la noi, în clinica noastră și în multe locuri în țară, sunt mulți colegi de-ai mei care cu asta încep în specializare, să înțeleagă ceea ce facem trebuie să fie pe baza unui ghid terapeutic. De ce? Pentru că majoritatea lucrurilor, începând cu metodele de diagnostic chiar, au fost deja, să spunem, testate și trec prin așa numitele și cunoscutele studii clinice care arată de ce trebuie să facem așa și nu altfel. Chiar dacă uneori e greu de înțeles, sunt situații în care avem destul de mult de explicat. De ce după o operație nu facem o chimioterapie, de exemplu? Sau de ce o supraveghere constă în anumite examinări și în altele? Fiindcă oamenii tind să creadă că noi facem după capul nostru. Ori nu facem lucrul ăsta. Și asta ar trebui bineînțeles. Din păcate, în România, lucrurile astea nu există sub forma în care există în Occident. Mă refer la ghiduri și la protocoale terapeutice. Dar protocolul nu mai lasă medicului loc, nu mai lasă loc să jongleze cunoștințele sale cu tehnologia modernă, cu ba medicamente. Da. Ba da, tocmai. Lasă? Da. Protocoalele sunt făcute, așa cum am spus, pe baza unor studii publicate. Respectiv a faptului că deja ceea ce propui, atât ca și metodă de diagnostic, cât și ca și tratament, a fost deja încercat pe sute mii de alți pacienți ca și tine. Și avantajul lor este în sensul în care nu faci nici prea puțin și nici prea mult, ca să spun simplu. E calea de mijloc? Da. Dar în același timp, calea cea mai utilizată în anul respectiv, pentru că avansurile pe care le avem în oncologie nu există nicio altă specialitate. Ca să vorbesc mai clar, tot ceea ce este în Occident în ziua de astăzi, pentru că în România avem doar o parte, beneficiem doar de o parte din ele, se schimbă într-un ritm, trebuie să vă imaginați că uneori odată la câteva luni, la 3-4 luni, la 6 luni uneori se schimbă. De dreptul galopant. Da. Adică ceea ce eu cred că trebuie să fac unui pacient ca și examinare imagistică astăzi, peste 6 luni ar putea să fie deja contrazis și să-mi spună nu-i destul, trebuie să faci altceva sau altfel. Deci un pacient care vă este pacient de 5, 6, 7 ani poate să treacă prin câteva zeci de protocoale. Exact. Lucru care în România nu se întâmplă decât dacă cei care lucrează în domeniu au o conștiință profesională și vor să facă lucrul ăsta, pentru că altfel nu există niciun fel de control de calitate. La nivelul asiguratorului, casa de asigurări, nu există așa ceva. Ei vin și controlează o sumă de hârtii în care pot să fie orice fel de informații, controlează ca rubricile să fie scrise, dar mai departe nu există niciun control de calitate. Noi, ca și asigurați dumneavoastră și cu mine, nici nu știm, de fapt, pe ce suntem asigurați. Eu pot să vă întreb mâine, ați primit vreodată acasă o informare, așa cum primiți de la gaz, de la curent, de la ce vreți, în care să vi se spună, păi, pentru cei 200 de lei care îi plătesc lunar, eu am dreptul la cutare lucru în luna respectivă. Pentru că este extrem de aleator și pe undeva ni se încalcă niște drepturi în felul ăsta. Oamenii vin și cer să le facem una, alta. Și dumneavoastră, dacă mergeți la medicul de familie, sigur,
Da, răspunsul frecvent este, păi nu se poate că nu sunt bani sau nu știm când o să fie bani. Ori pacientul cu cancer, într-adevăr, are dreptate să spună, păi e o urgență. E o urgență informația și e o urgență să discuți cu el și să explici ce are de făcut. Și de multe ori, într-adevăr, e o urgență și să faci anumite lucruri. Dar limitările financiare la noi sunt extraordinare și mai ales nu sunt cunoscute. Din nefericire, noi suntem limitați de timp astăzi, da. Dar cu siguranță vom continua această discuție și vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Mulțumesc și eu, sunt multe alte lucruri care vreau să vi le spun. Vom avea timp din plin. Iar cu dumneavoastră, oricând, să ne revedem sănătoși!